Poliția rutieră Giurgiu a făcut o analiză accidentelor de circulație din ultimii ani. Concluzia: artera principală a orașului, șoseaua București, este zona cu cele mai multe evenimente rutiere, soldate din păcate și cu pierderi de vieți omenești. Pentru a reduce pe cât posibil numărul, dar și riscul de accidente, poliția rutieră împreună cu primăria au demarat un proiect care se află în plină desfășurare. Dar având în vedere analizele efectuate pe ultimii 3 ani de către poliția rutieră cu privire la accidente de circulație care s-au produs în municipiul Giurgiu, zona concentratoare de evenimente rutiere cu urmări deosebit de grave, și ați văzut și dumneavoastră, sau dacă n-ați văzut, ați auzit, am avut și persoane decedate, a fost șoseaua București. Pentru a elimina această zonă sau pentru a reduce cât mai mult numărul accidentelor de circulație și inclusiv victimele acestuia, împreună cu administrația locală, în speță cu primăria, am gândit un proiect de modernizare a acestor treceri de pietoni. Și acest proiect a început, urmează să dezvolte pe perioada imediat următoare sau imediat următoare, și mă refer aici spre primăvară, având în vedere că obiectivul nostru, al nostru și al administrației locale, este să nu mai vedem oameni schilodiți, să nu mai vedem oameni pe la camera de gardă care așteaptă să-i pună piciorul în gips sau să întrebăm dacă își revine sau nu își revine din lovitura care i-a aplicat-o. Sperăm ca prin acest proiect să reușim acest lucru și vă asigur că vom reuși, pentru că aceste treceri sunt modernizate cu respectarea standardelor europene. Haideți să luăm numai trecerea de pieton în apropierea pasarelei. Și dacă faceți un sondaj de opinie să vedeți care erau reacțiile conducătorilor auto, vă pot spune eu am stat de vorbă cu dumnealor și mi-au spus că până când a fi modernizată se vedeau doar umbre care treceau pe trecerea de pieton, pentru că nu aveam nicio semnalizare bună, aveam semnalizarea normală, nu era luminată, și de foarte multe ori când veneai despre postul de control, având în vedere acea lumină de la centru comercial sau de la centrele comerciale din acea zonă, treceai de pasarelă, intrai într-o zonă mai întunecoasă și de aici accidentul de circulație. Fie din vina pietonului, care știm cu toții că în momentul când trece prin acea zonă sau pe trecerea de pietoni, nu se mai asigură, nu se uită nici în stânga, nici în dreapta. Acum, prin modernizarea trecerilor de pietoni, o să vedeți că rezultatul va fi destul de pozitiv, și mă refer aici la faptul că pietonul are unde să oprească, este și obligat să asigure nu numai pietonul, dar și conducătorul auto în momentul când se apropie din acea zonă. Deci, după 6 luni de zile vom face o evaluare să vedem dacă accidentele de circulație au scăzut sau n-au scăzut. Cert este că la momentul când noi am propus acest proiect administrației locale, numărul accidentelor de circulație era foarte, foarte mare. Atât al persoanelor rănite grav, cât și al persoanelor decedate. Să ai persoană omorâtă pe trecerea de pietoni în municipiul Giurgiu e un lucru destul de grav. Avem toți copii, avem toți bunici, avem toți părinți, avem prieteni. Nu cred că cineva îi pică bine când primește un telefon și spune mergi la camera, așa cum v-am spus anterior, mergi până la spital că ai o problemă, a dat o mașină peste o rudă de-a ta sau un prieten care s-a întâmplat atunci când traversa strada. E bine să ne luăm toate măsurile, pentru că nu le luăm. Luăm măsuri pentru concetățenii noștri, luăm măsuri pentru siguranța noastră, luăm măsuri pentru o afluență destul de bună în municipiu, cât și în afara localității. Proiectul, așa cum spuneam, e la început, urmează și încă 3 treceri de pietoni cu risc. Sunt cele 2 treceri de la Casa Cărții, unde sunt destul de periculoase. Eu vorbesc acum în numele conducătorului auto. S-ar putea cei care n-au permis de conducere și nu știu foarte bine, nu au încă imaginea clară a traversării șoselei, să creadă că s-ar putea sau s-ar putea să nu fie bună. Dar revin. Deci urmează modernizarea celor 2 treceri de la Casa Cărții, inclusiv trecerea de pieton din fața liceului Ion Maiorescu, având în vedere că este o unitate de învățământ, o unitate care concentrează foarte mulți copii, și pentru a evita ca acei copii să fie implicați în evenimente, deși am avut și acolo evenimente rutiere, e bine să ne luăm măsurile necesare pentru acest lucru. La apariția evenimentelor rutiere contribuie de multe ori și condițiile de trafic, șoseaua udă, ceața și, fiind că a venit iarna, poleiul și zăpada.
Cauciucurile de iarnă sunt obligatorii. Lipsa lor crește riscul de accident, iar amenda scoate din buzunarul șoferului de la 630 până la 1400 de lei. Să nu mai spunem că îl poate transforma în pieton. Se pare totuși că șoferii giurgiuveni sunt conștienți, dar și conștiincioși. Noi punem accent pe intrarea în vigorare a ordonanței a Guvernului cu privire la dotarea sau la echiparea autovehiculelor de la 1 noiembrie cu anvelope de iarnă. Vreau să vă spun că până la acest moment, adică până la alteri, în momentul în care noi am verificat în trafic dacă sunt echipate sau nu cu anvelope de iarnă, am constatat că peste 75%, 80% dintre participanții la trafic aveau echipate vehiculele cu anvelope de iarnă. Știți că sancțiunile nu pot fi aplicate decât dacă circulă pe un sector de drum în care este acoperit cu zăpadă, gheață sau polei. Așa, dintr-o scurtă evaluare, azi de dimineață am constatat că nu am depistat la momentul actual, având în vedere că ieri, alaltăieri, a nins zăpada care a fost. Nu am avut nicio tamponare pe raza județului sau o ieșire din decor ca urmare a neechipării vehiculului cu anvelope. Mulțumesc giurgiuveilor, mulțumesc conducătorilor auto și, în primul rând, să le mulțumesc pentru că se gândesc la viața lor, la viața celor care îi transportă în mașini. O mașină neechipată cu anvelope de iarnă și scăpată de sub control, consecințele pot fi din ce în ce mai grave și eu cred că n-are nimeni interes să fie implicat în astfel de evenimente rutiere. Ce riscă cei care nu și-au echipat mașina corect? Păi, pe lângă amenda contravențională, să zicem că e de plată, riscă reținerea plăcuțelor de înmatriculare și a certificatului de înmatriculare. Asta înseamnă că nu va mai putea folosi vehiculul din momentul în care va fi oprit de polițist. Deci îl va lăsa acolo și va pleca pe jos. E mai bine să nu plece pe jos, dar nu la asta trebuie să ne gândim. Un alt risc care există pentru conducătorul auto, în momentul în care va fi, din nefericire, să zicem, luăm un caz, va fi implicat într-un eveniment rutier, fie el și cu pagube materiale, asiguratorul nu-i va despăgubi, având în vedere că nu a fost dotat cu anvelope de iarnă. Dar să nu punem faptul că ne ducem direct la măsuri, eu zic că să mergem atât prin postul dumneavoastră de televiziune, cât și prin celelalte canale. Noi am făcut recomandări cu privire la folosirea anvelopelor de iarnă. Deci, în acest sens, eu cred că toți am fost informați cu privire la ce trebuie să facem. Orice neplăcere pentru șofer sau pieton poate fi evitată dacă se respectă cu strictețe toate regulile. Aș vrea ca cei care pleacă la drum în această perioadă să informeze foarte bine pe sectorul de drum care urmează să deplaseze. Și acum, după cum stau de vorbă cu dumneavoastră, știți că suntem pe o atenționare de cod galben. Dacă nu este neapărat sau imperativ nevoie să plece la drum, e bine să nu iasă din localitate. Un al doilea sfat pe care l-aș da este acela, am vorbit de anvelopele de iarnă, este acela de a adapta viteza la condițiile de drum și mă refer aici la un carosabil acoperit cu zăpadă și gheață. După cum știți, legea prevede că în cazul în care se circulă pe astfel de șosele, viteza este de 50 de km la oră în afara localității și 30 de km la oră în localitate. Să păstreze o distanță față-spate suficientă față de vehiculul pe care îl precede, să nu bruscheze comenzile, să nu efectueze depășiri neregulamentare în anumite zone sau chiar dacă e în aliniament să meargă în coloană, să verifice vehiculul înainte de plecare la drum dacă are combustibilul necesar, dacă instalația de semnalizare, climatizare funcționează. Și așa, chiar dacă mă repet, ce este cel mai bine să informeze, pentru că e posibil să, în anumite zone, să vremea să fie destul de rea. Observați că avem avertizări de la cod galben, cod portocaliu și, deci, avertizările să ținem foarte bine cont și să nu ne punem în pericol viața noastră sau a celor cu care noi facem deplasarea. Afară ninge, zăpada se așterne, vizibilitatea scade, circulația se îngreunează. Șoferi și pietoni, fiți atenți!